pământ, ne spune Adelin Petrișor. Adelin, te ascultăm. Mihaela, într-adevăr, aici atmosfera a fost de-a dreptul extraordinară. Spre o deosebire de Timișoreni, noi am avut vizibilitate maximă și am putut vedea în condiții excelente momentul de totalitate al eclipsei. Orașul a fost foarte animat, foarte mulți turiști, au fost mii de turiști români și străini și bineînțeles au fost și vâlcenii care s-au îngrămădit să vadă ultima mare eclipsă a acestui mileniu.